year new, mi era să spui, nu, new year, still old me, new setup. Se spune că e bine să-ți începi anul cu ceva nou și eu am ales pentru anul acesta un playlist nou. Da, vreau să fac un playlist pentru tine, să-ți dau tips and tricks legate de carieră, astfel încât să te ajut să devii un fel de supermelon ale carierei. O să vorbesc despre CV și știu, deși sună boring, că este acel istoric profesional pe care îl are toată lumea, dacă CV-ul tău îți obține interviuri la joburi la care tu aplici, respectul meu, ai un CV bun. Dacă nu, stay tuned, pentru că am să-ți dau exact acele informații de care ai nevoie ca CV-ul tău să-ți obțină interviurile pe care tu le vrei. De asemenea, o să vorbesc despre LinkedIn. Știu că știi despre LinkedIn pentru că tu le știi pe toate, da? Este rețeaua aceea de profesioniști pentru cei ce nu știu. Și dacă ai un profil acolo, este un început bun. Eu vreau să-ți dau informații să-ți optimizezi profilul LinkedIn astfel încât toți recruiterii care caută oameni ca tine să îți dea un mesaj, să te invite la interviu și în primul rând să te găsească. Pentru că nu cred că te găsesc cu toții dacă tu nu ai profilul optimizat. Apoi o să vorbesc despre interviul online și face-to-face pentru că nu știm cum o să desfășoare anul ăsta. Și de asemenea, revenind la interviul online, vorbim despre video și, as you know, it's my favorite thing. Și atunci o să vorbesc și despre CV-ul video, pentru că vreau să te învăț să-ți faci de unul singur un CV video. Dacă îți place ce vezi, like și subscribe. Eu sunt Cristina Neacșu și te provoc să-ți fie bine.